Este cunoscut faptul că în zona munților Apuseni se află locașul de cult de la Vința. Bisericuța, monument istoric, se află pe malul Iazului de decantare de la Valea Șesei, aproape inundată, apa bătând la ușa bisericii. Vești bune aflăm acum de la președintele Consiliului de Administrație a Cupru Min Abrud, Radu Coșarcă. Documentându-ne, ne-am dat seama că era o biserică monument istoric. Era monument atât de artă religioasă prin pictura murală interioară, cât și de arhitectură de cult, care vorbea despre vocația românilor de a construi într-un secol XVIII turbulent pentru istoria Transilvaniei, secolul lui Horea, dar și al lui Iosif al II-lea, al unor mici îmbunătățiri, să spunem, ale vieții românilor din Transilvania, departe însă, desigur, de dezideratele lor identitar naționale. Semnificația acestei biserici ne-a determinat să lansăm o colaborare cu Muzeul Astra din Sibiu, astfel încât am invitat experții să decoperteze cu atenție picturile murale. Ulterior am finanțat demontarea acestei biserici. În iulie anul trecut am pus deja piatra de temelie la Astra în Sibiu, în zona Crângul din Apuseni, o zonă dedicată artei prelucrării lemnului, și sperăm noi ca până la sfârșitul anului, dacă nu în primăvara anului viitor, biserica să fie complet reclădită și să trăiască o a doua viață și să ne vorbească nouă despre cine eram în urmă cu 250 de ani, pentru că aceasta este vechimea bisericii. Și pentru că mulți ne aplaudă acest gest, aș vrea să menționez că gesturile mari, gesturile frumoase, gesturile cu semnificație de genul celui făcut de Cupru Min, nici măcar nu costă foarte mult, costă bani puțini, costă doar inteligență, dăruire, au fost chiar lucrători de-ai noștri care au colaborat cu constructorii, cu artiștii muzeului și s-au implicat cu toată inima în acest proiect.